obișnuiți să cumpărați doar produse curate, pe cât posibil autohtone și sigure din punct de vedere alimentar, acum aveți un ajutor de nădejde chiar în telefonul mobil, care vă poate ajuta să identificați produsele alimentare certificate de Ministerul Agriculturii. E vorba de o aplicație lansată la începutul acestei luni, numită Catalogul Produselor Alimentare Certificate, ce funcționează ca un mic inspector în piață. În catalog se regăsesc circa 800 de produse certificate, iar aplicația vă spune de unde provine produsul cumpărat. Ba chiar vă ajută să luați legătura cu producătorul pentru alte comenzi. Aplicația poate fi descărcată din Google Play și în doar o săptămână de la momentul lansării a ajuns numărul 1 în topul aplicațiilor din categoria mâncare și băuturi. Haideți să vedem cum funcționează acest catalog. Aplicația funcționează simplu. Trebuie doar să o descărcați în telefon și să navigați prin meniul acesteia. De exemplu, dacă vreți să cumpărați pâine, intrați în lista produselor atestate. Acolo regăsiți mai multe produse autohtone. Vă uitați pe eticheta pâinii pe care intenționați să o cumpărați, să zicem pâine cu cartofi. Iată, pâinea secuiască cu cartofi este pe lista alimentelor certificate de Ministerul Agriculturii. Haideți să încercăm cu o categorie de brânzeturi, să zicem telemeaua de Sibiu. Dăm o căutare în aplicație. Telemeaua de Sibiu se regăsește aici și dacă dăm click pe denumire, aflăm că produsul este atestat, este fabricat în comuna Rășinari și este făcut de o asociație de producători. Tot aici găsim și o scurtă descriere a brânzei. Așadar, catalogul ne-a furnizat toate informațiile, astfel încât să fim convinși să scoatem banii din portofel. Catalogul produselor alimentare a fost lansat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și acesta este rezultatul unei munci voluntare. Această aplicație este o inițiativă de voluntariat pe care am avut-o la nivelul agenției și vine din dorința noastră de a ajuta consumatorii să aleagă acele produse alimentare care sunt sigure și autentice. Departamentul nostru de IT lucrează în acest moment la modulul care va permite ca fiecare produs atestat să aibă un cod care va putea fi scanat, consumatorul având imediat la dispoziție toate datele acestuia, inclusiv valabilitatea certificatului de atestare ca produs tradițional. De asemenea, am inițiat discuții cu producătorii pentru a le pune la dispoziție gratuit înscrierea în această aplicație. Doresc să le mulțumesc colegilor din departamentul IT pentru implicarea și dăruirea de care au dat dovadă și fac precizarea că, la nivelul AFIR, desfășurăm o multitudine de proiecte de responsabilitate socială și culturală prin care să aducem plus valoare actului administrativ, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general AFIR. În viitor, aplicația va putea fi descărcată și din App Store 6 și va permite, în cadrul târgurilor, piețelor, magazinelor, prin funcția de scanare a codurilor QR de pe eticheta produselor, să verificați autenticitatea produselor, asigurându-vă în acest fel că veți consuma un produs autentic și nu unul contrafăcut.